Comuna Bărbătești, localitate gorjană în care emisiunea Viața Gorjului a poposit pentru a cunoaște viața sătenilor cum era odată. Am ales pentru asta doi povestitori, unul dintre ei fiind Iordache de Grigore, care umblă mereu la deal și la vale cu căruța. Na, Grigore, bună ziua, ne luați și pe noi cu căruța. Da, cum să nu? Cum să nu? Vai de mine! Eu am... Așa a fost sufletul meu. Așa a fost sufletul meu. Larg. La și primit-o. Nea Iordache merge la pădure și am făcut o mică pauză până mai paște Doina Iapa, dumnealui preferată. Iordache de Grigore... Iordache de Grigore, veteran de război, și aș vrea să ne spuneți, Nea Grigore, în primul rând, dacă ne lasă Doina, cum a fost în război? Că dumneavoastră sunteți un om al satului Socu din Bărbătești, dar despre dumneavoastră aș vrea să povestim, pentru că ați avut o istorie a vieții foarte lungă și frumoasă. Aveți 90 de ani. Da. Intrat. A spornit pe 91. Pe 91. Spie, da. Pe 91 de ani. Spie, da. Dacă jopie, ce să fac? Asta da. E. Așa mi-a dat Domnul. Doamna, vă spun sincer, eu am păstrat foarte greu pentru mine. Da, m-am descurcat. N-am fost căsătorit atunci. Nu eram căsătorit. Și atunci mi-a fost și mie greu prima dată. Și am luat-o cu atacul din Orșova, de la regiment. Prima dată. Ce să faci? Luptă de stradă. Ți chipui, mă, ca luptă de stradă, vedei inamicul cum se topostește pe zidurile cășii. Iar și femeile româncile se luase cu nemții pe ce mătale. Și ne da nouă cu pietroaie, româncile noastre, cu pietroaie în cap, în Orșova chiar, acolo. Știi? Că noi când pândeam la ei că se luăm, aia era închisă, nu că să-i împușcăm, că era păcat și pentru unul suflet, că și el e om tot ca și noi. Fugea săracii de ei, scăpa printre gloanțe, printre la noi, intra în Dunăre, se ducea de bici și trecea la sârbi în partea elantă. A bombardat nemți, că luptă de nemți, un an după ei, ce se face, asta. Și pe urmă de aceea ne-a dus la Crucea de Piatră. La Crucea de Piatră, cum vă spun, toată compania ne-a răsăpit trăgători. Chiar pe mine, cum spuse așa din aur, că pe mine era trăgător la pușca mitrare. Ajutorul meu, săracul, ce să fac, Dumnezeu să-l ierte, eram cu el. Acum, am ținut și eu foc cât am putut, dar eu n-am tras cu pușca să-l iau la ochi, pe inamic. Că nu-l vedeai, n-aveai cum, că era pădure și pe acolo. N-aveai cum, că el merea ca iepule se prezenta. Ca să ne ia prizonieri, aia era interesul nostru. Și noi pe ei și ei pe noi. Și în timpul ăla, când a venit nemțul la noi acolo, dimineața la ora 10 a început războiul. Până seara s-a luptat mereu. Când a început dimineața, când a venit mașina peste noi acolo, ce să fie? Când a venit drept în mine, că eram în marginea drumului cu pușca mitralieră, marginea drumului. Și nemții, compania de nemți a venit, a descărcat mașinile și a plecat pe teren după camarajii noștri. Cu câini de aia mari, cu o gardă de aia de vânătoare, a venit acolo una alta. Ce se face? Pe mine m-a lăsat să-i dau ajutor șoferul neamțului. Ce-a făcut? Eu îmi juca și mie creierul în cap, bă, cum să scăp de aici. Așa, m-a văzut omul că-s popular, am desfăcut centule, frumos, le-am aruncat, cum ia prădeaschii rămaschii, eu, gata. Prădeaschii. Adică? Nemțește. Păi ce ziceau? Păi zicea nemții, să mă predau. Să se predea românii? Să mă predau. Adică nu asta, da. Păi ce mă, te predai că n-aveai cum. A, în timpul ăla, atunci, neamțul mecanicul la mașină. În spatele meu, cum este așa cu mașina, el a trecut în urmă. Eu am trecut înainte lângă motor. Eu când am văzut că a ridicat la mari, mi-a făcut și mie, nu știa românește, dar că se dau ajutor să ridice obloanele în sus.
pice mătale. Dar eu mă zmecher ca el. Îi zic, ai pe la un moment dat, când mă zic toată greutatea că s-ar sa pe el, puș! Am tăiat-o și am intrat în rugi. Rugi, era păi de mine. Pe noi ne îmbrăcase și pe noi atunci militari, că a făcut instrucția numai în haine rupte după frontul, una alta. Și atunci ne îmbrăcase pe noi, parcă eram general. Că se ne îmbrace bine, că dacă murim, să murim îmbrăcat bine. Ce să fie de acolo, după ce a ridicat, eu busc, am fugit și am găsit o stâncă, nu era mai mare, uite cum e bagajul dumneavoastră, puțin mai mare. Și am pus capul în stâncă și spatele pe coastă în deal așa. Ei, ăla mi-a dat încă o să tragă cu pistolul după mine. Cu pistolul după mine. Și era cu gloanțele, bătea la metru pata. De n-a părăsit mașina, neamțul de acolo. Gata, am văzut, a domolit cartușele din pistol, scosei bârceagul din buzunar, trăsei șirieturile, tăi șirieturile, luai bocanci în mână, ca iepule, țici, am găsit o stâncă la fel cum vă spuse, ca aia de mare. Și am pus spatele acolo și am scăpat. Am stat acolo, ce-o spun să zice, până asta, cam în timpul ăsta așa. Am scos, m-am băgat și am luat tufarul binișor și am găsit o stâncă de piatră. Ha! O stâncă. N-a doi, n-a! Am găsit o stâncă de piatră care era numai atât așa era. Atât. Am intrat la înălțime de 3 metri sus înălțime. Și de acolo priveam pe toată panta aia cum aduna pe ai noștri săraci de ei. Slocotenentul Borcan de Vigin era. Era la compania noastră și m-am uitat la el cum a venit un neamț și nu vrea să doboare galonul pe umăr. Omul era militar. Trebuia să execute legea, jurase pentru stat, că luptă pentru moarte. El atunci ce a făcut? A venit un neamț, i-a dat cu patul pistolului peste ochi, a căzut jos el, a tras cu pistol pe el, a făcut cruce. L-am văzut de acolo din stânca aia, cu la umăr. L-a lăsat acolo și a plecat după el lanț. Și acolo am avut și pe de la Musculești, unul iar la fel. L-am avut și l-am găsit covercă, zicea lui. L-am găsit în lagăr. Acolo a căzut prizionerul. De acolo l-a luat pe el prizionerul. Și de acolo ce-am făcut? Când a stat 2 zile și 2 nopți în stânca aia nebeut apă, nenimic, una alta, și-am luat-o cum este coasta asta, picinial. Am luat-o. Să căutăm, cau și o apă să beau, că mi se lipise stomacul, limba în gură. Păi, dar mai erau nemții acolo? Nu plecaseră? Plecaseră, terminase cu războiul acolo. Păi și de ce a stat 2 zile și 2 nopți? Păi am stat că, dar nu puteam să mișc eu, că dacă mă gândeam că ei stau cumva la pândă, doamne, uite, mă ajut și când ești. Atunci, să știi, mă, tar, nu ai gradul de general, de colonel, mă știu ce, atunci, individual, te bățai dumneata singur cum să faci și să faci. Pe urmă mie, dacă pe mine a pus bază în toate felurile și în toate cele. De acolo ce am făcut? Am scoborât într-o vale, am suit pe piscul ăla pe acolo, noaptea pe la 12 din noapte, cam așa ceva. Am găsit o turmă, 4 oițe, parcă le văd, una neagră și una, și cu un clopote de ele mari, și dracu, s-a speriat de mine, că m-a zărit prin bernă, pe ce mătale, pe coamă, uite cum e coama aia pe acolo, s-a speriat de mine și el, am văzut că sunt tu, gata, l-am ținut coama, tot mereu coama. Când văd coama așa, era stele de sclipeat cerul, a dat Dumnezeu și am văzut, lic, cea, a trecut unul, dar eu cu curaj, că rămăsasem cu o grenadă ofensivă în buzunar, și aia o ziceam, trag focosul și îi dau drumul, mă pun pe bustă și îi dau drumul în capul ei, dacă o fi ceva acum. Dar eu cu curaj. Cine ești? Ești român? Da, cine? Unul caporalul Dănesț, așa-l chema pe el săracul. E, care mă, înaintează. A înaintat el către mine, eu către el, a înaintat. Oh, când îl văd, mi-am prețișat că scăpasem de acolo din poziția de frunt. Oh, de frunt. Ne-am mărceșat, domn caporal, rămăsești cu ceva pistol? Ce bă, zice, când te zării, dedic cu pistolul, uite în tofarul ăla acolo, hai să-l luăm. Ce să facem? Îl luăm, se începe a crăpa de ziua.
domnule caporal, mă rog frumos, hai pe unde să dăm apă, că eu nu mai pot. A scobărât într-o vale la fel cum este aici, am dat niște apă, am beut apă, sutum, fagă-te la fel, parcă îl văd și acum fagul acolo, sucerna, băgat așa, uite cum e părul ăla, ce-a făcut acolo? Să lumină de zi, să cam crăpă bine de zi. Domn caporal, beurăm apă, îmi vei să rău. Bun, să bei apă așa. Lipsi de mâncare atâta timp, că doar apa ce? Nu ține și de foame, nu? Doamna, vă spun sincer, eu ce-mi vin mie pe minte, domn caporal, de pistolul încoace. Vine două căprioare săracele, o bătuie și una mai bătrână. O bătuie, zice, băi, Iordache, nu face abuz de armă. Un foc, gata, un foc am făcut. Întese pistolul, pac, când e de ea, a dat lonțul și a ieșit pe spate și a venit, bea, peste noi. Bice, scose biciagul din buzunar, am avut chibrite la mine acolo și am făcut focul de surcelușă și am pârlit și noi carne vie, buturile căprioare ale. Nesărat, nimic, țin chipul dumneatale. Ați făcut frigărui? Cu păcatele noastre. Și din aia, ce să facem? Mâncarem pe aia, ce? Zbelea mai rău. Domn caporal, gata, nu. Hai, băi, Iordache, hai tot sus. Trebuia să căutați oile alea. Și hai de sus. Gata. Am intrat într-un plai, cum e câmpul la noi sus, o cabană, 4x4 era, 4x4 acolo și cine era? Un moșco babă. Era un gur care nu știa românește, nu știa. Dar ăla a ieșit afară când ne-a văzut mergând pe drum, noi amândoi, a ieșit afară. Și camarad, tabac este la mine, arată sau... Adică tutun? Da, păi sigur. Un sunteți bătă. Fumător? Eu nu, dar el. Aha. A întrebat el că la noi tabac este, pe ce? Dar eu nu pun. Dar haleală, cușile este, haleală este. Deci unde? Când colo mă cabană. Dar unde vă aflați? Deci în ce loc? Acolo, când am ieșit din valea aia de acolo, unde am mâncat în carnea aia de acolo, ce? Și când am întrebat, ne-a făcut semn că să stăm. Eu săracul când a văzut că scot pachetul de tutun din buzunar, că se pasă cu 3 pachete în buzunar la manta, el ne-a imediat, când întrezi din mâncare, se duce în nuntul și a dat pe baba lui acolo. Era cabană făcută, în fine. Și avea ei o cortină, pai cu voi și acum o pătură ciobănească așa pusă acolo și... E acolo ce avea și brânză, ce mă, baba plângea și ea, care și ea arăta că are doi băieți, tot în război acolo, una alta. Ne-a pus tuciu, pai că bă, uite, cu picioare de-al de ele așa, deci o bănesc, cu un tuciu rotund. Cum are trepiedul nostru. Da, da, cum avea și tuciu de jos, cu niște surcelușe, pe noi ne-a pus pe o blană. Pai că bă, și acum, niște buștini, stăm acolo lângă, pe spate așa, acolo. Stăteam jos acolo, eu cu el. Mi-a făcut o mămăligă de făină de greu. De ce aveați dumneavoastră țigări dacă nu fumați? Pentru ce le aveați? Scăpase după poziție, că ne-am ținut, a venit să mă bușule pe mine ce am prin buzunare, pe ce mă tale. Ne-am ținut că te-ai prezat, ai repădat centura, toată armătura, eu nu te-a căutat, că ai briciac, că ai... Nu, dar de ce țineați țigări la dumneavoastră dacă nu era sumă? Dacă aveam, doamne, mi le dădea și nouă, bă, când am plecat pe front, ne-a dat și nouă, ne lua mințile cu pachete de tutun, da? Cu țigări, cu foițe băgate în pachete. Aha. Pachete făcut și cu foițe în ele. Și ne dă că 3-4... Adică era tutun și cu foițe? Da, nu da. Nu erau țigări. Nu, nu era țigări. Tutun și foiță? Da, tutun și foiță. Și el când a văzut pachetul, de bucurie, ungurul, gata. Dar în ce localitate vă aflați? Cum era? Sau era aici în România? Unde erați? Păi, dincolo de asta, de Tisa, de asta, de... Șo, de...
Cerna. Pe dealul ălea pe acolo era. Că de acolo ce-a făcut? Când am dus la săptămână, am găsit, atunci era concentrat și locotenenții ăștia, profesori, învățători de ăștia, și avea grade de ăștia. Și eu când m-am prezentat la tăi domnul locotenent, i-or dai, unde e armătura? Uite așa, uite așa. Te pușc! Vă mulțumesc să trăiți, mă împușcați! Mor de glos de român, eu de acolo. Activ, ce bă, militar! Vrea să mor de glos de român, dar nici de altă glos străin. Gata, majorule, vină cu aici! Ia-l în primire, linia întâi bagă-l. Gata, ăla majorul a executat, mi-a dat echipament, nene, de nu puteam să duc în spinare. Și pușca mitralierii iar din nou și tot. Lopata liniman, tot ce trebuia pentru un militar. M-a încărcat, ne-am dus, dar pe urmă ne-a dus de acolo la vis-a-vis de Cerna. Aici așa la Sârbi. La Sârbii aceea trece Dunărea prin stânca de piatră la Moldova Veche, pe acolo ne-a băgat. Să luăm lupte de acolo iar. Și pe mine, parcă eram cu păr pe mine. Ce mai stai de vorbă? Mă pusase pe mine ca să alimentez ostașii cu marmita. Mergeam pe șanț, deam bușelea și mergeam 10 pași, stam, să nu ne sunt nemții din partea între după șanț. Adică le duceați mâncare, da? Da, sigur, alimente, că vezi soldați săraci și cum să zice. De acolo, ce să fie? A dat Dumnezeu și am scăpat și de acolo. De acolo ne-a luat, a mers, am luptat la Mureș, până la Mureș. La Mureș acolo... Dar cum mergeați pe jos? Păi dacă nu cu avionul, da. Lupte, întregători, pe terenuri, prin plaie de vii, prin câte și mai metru cu metru, așa, cu cereață, erați în linia întâi? Păi da, sigur că da, mergeam în linia întâi. Năbase, știi ceva să zică? O pânză de armată, aici, la 5 metri era, la 5 metri, la 10 metri, mergeam cu unul de altul. Nu putea să treacă nimic între noi. Uh-huh. Nu scăpa de la mine, scăpa de la ăla. Și ceilalți dinamici la ce distanță erau? De dumneavoastră, de frontul dumneavoastră? Doamna. De linia dumneavoastră? Doamna, era inamicul înainte. Că pe urmă, acela Mureș, când am trecut, ne-a ținut nemții calea iarăși și ne-a făcut o respingere de nu mai puteam să mai trec. Și eu, Mureșul, avea capitanul o iapă, stela săraca, Dumnezeu să o ierte și beată iapă, nu știu, o fi murit. Eu n-am avut cum, că eu de cai pe front iubeam, dar pe front întotdeauna împăzam pielea mea, că trebuia să am grijă și de cal, și de să întrețin, că ea mă trețină așa pe mine. Eu acum, acolo, când am ajuns, ce să fac? Imediat, când a respins nemții din față, a respins armata, s-a răsepit ostașii, i-am pușcat pe tot, pe unii a scăpat, și eu am intrat în Mureș. Când am intrat în Mureș, ce zic? Bine, bine, de iapă, murise capitanul. Și rănit în partea stângă, parcă bă, și acum pulpa spintecată. A venit săraca. Mița, am pus mâna pe ea, am tras picioarele, n-am băgat picioarele în scară și am luat-o pe Mureș, să ies în partea de dincoace. Când am ieșit de dincoace, a dat Dumnezeu și am găsit o stâncă de piață, acolo s-a putut ea sprijuni cu picioarele la niște stânci și a pus picioarele și a sărit cu mine în partea elantă. Când a sărit în partea elantă, am găsit o cabană, iar așa, cine era, bă, patru ostași acolo, dar era făcut praf, morți. Dar pe unul am găsit și o țoale mai uscate, am luat țoalele mele mai ude, le-am pus pe el și am luat pe leluș și m-am îmbrăcat. Doamne, ferească și mai cadă. Să nu poată nimeni ce am pățit. Secui, gata. Am stat pe acolo, pe mal, până când a început. Am auzit goana venind, chemându-ne la un loc și ne-a format, gata. Ea ne-a băgat și odată. Ea ne-a băgat pe linia întâi și am mers până la Tisa. Când am mers la Tisa, acolo, mlașinile alea, am stat la Tisa acolo, dacă erau trei nemți, între niște 100 de coceni,
până a venit rușii cu cătușa să ne scoate de acolo. Căzusem pe o... apucase și intra într-o poziție, într-o parte, era cocoloașă pe mine ca cum e pe porcii ăia care, pe mantei, că nu mai puteam. Ce mă, am stat o săptămână în baltă acolo pe bursă, o săptămână, când îi trecai capul, cum mi-am tricot, pip, pac, pip, pac, pe cap, cum ridicai capul, cum trăgea în el, în trainos. Ce era? Era 5 țoțe de coceni și în 5 țoțe de coceni, 3 țoțe de coceni, era numai armătușii de toate. N-am putut să înaintăm până când a venit rușii acolo cu cătușa și a luat-o țoță cu țoță cu proiectile și a căzut pe ele, rușii. Când a căzut, într-o țoță de acolo, a fost trei nemți, din trei nemți, doi a murit, dar unul lăsase, paică-i băi și falca, asta a lăsase aici. N-a vrut să predea, falca ruptă și n-a vrut să predea. A venit un râzac, a tras pe el, l-a făcut crește, l-a lăsat atac. Și acolo era cartușe de nu le lua o mașină de asta de-a mare. Cât? Și de acolo am pățit rău de tot. Păi de acolo a dat Dumnezeu și a înaintat. Când am înaintat de acolo, am venit pe câmpurile alea până când la Pesta, cum să spun eu, la Munte Trata, acolo. Eu la Pesta am căzut, prizionere acolo. Am căzut prizionere, că tot așa, din toată compania rămăsase 5-5. Ce să faci 5-5? Se rărise distanța unii de alții, n-aveam putere deloc. Eu am scăpat cu tige aici, am scăpat cu tige aici între degete. De acolo ne-a dus și ne-a dus la Pesta acolo, ne-a dus într-o cameră. Când am căzut prizionere acolo, ne-a luat și acolo prizionere, nimți era. Dar până acolo, până la nemți, când a fost o poziție, n-am avut ce face cu lopata din liman, l-am dat la un ungul, să spun sincer, nu se putea să trec peste ei. Că noi când da hura, războiul, când treceam hura, care de pe puteri. Am dat cu lopata din liman, că ni sasă și nu mergea nici pușca mitrare, nici pistolul, nu mergea nimic, decât lopata din liman. Lopata din liman a noastră. Adică nu mai putea să trageți cu pușca, era așa de ger sau nu înțeleg? Păi dacă era zăpada așa, degeasă și nămol și pe iete, pe câmp așa. Și n-am putut să mai supe și am terminat povestea. Și acolo am căzut. Adică nu mai putea să face tranșee, era înghesat pământul, ce? Nu? Te mai trebuie de tranșee. Nu puteți să mai treacă. Era sloată, era ploaie, era nisoare, era mai de capul ăsta. Ce e? Răzbuți? Bai! De acolo ne-a luat un neamț, căzusem cu 5-5 și așa. Ne-a căzut, când am căzut acolo, ne-a luat un neamț, căzusem și eu 5-5 căzusem. Și acum și în armată, de pe aici oameni, măi cu inimă, măi așa, netăpleți, cum el l-a lăsat Dumnezeu. Și el era unul cu mine, căzuse și ala, altă companie. Și-l luase și-l băgase în compania noastră, în grupa noastră. Și căzuse și ala prizione. Bă, băiatule, mergi mai repede, că ăsta trage în noi, ne lasă marginea drumului. Gata, scăparăm până aici, hai să vedem până ce-o vrea Dumnezeu cu noi. A mers până la Pesta, într-o școală părăsită, și ne-a băgat ca pe animale acolo. Ne-a ținut 3 zile, era așa, până am adunat prizionieri acolo nemțe și de acolo ne-a luat și ne-a trecut muntele în partea elantă și de acolo ne-a făcut coloană și ne-a trimis până în Pesta, în Stamburg, în Berlin, țin chipul mai. În Berlin, lagărul ăsta era un lagăr mare, în 10 km pătrați era. Și avea baraca de 50 de metri lungime și... Dar cât timp ați stat în lagăr? N-am stat mult decât 4 luni și ceva, aproape 5 luni. Timp de iarnă, toată iarnă. Dacă mă culcam pe pini, pe crești de pini, și ne băgase și noi un godin. Cât era baraca de mare, un godin, că nu mai puteam de păzici. Aoleu! Eu căzusem prizonier și căciul în cap.
și vestă făcută de piele. Și ăștia s-a milit nemții de noi, că nu zic eu că n-a fost răi, călăi, dacă era călăi ne omora de atunci, păi și pe noi, că m-a făcut alte țări. Uh-huh. Nu, pe noi nu ne-au omorât nemții ăștia. Da, clocăzi. Da, plângea și ei pe românește că era ai noștri, că zici din România s-a dus voluntari, că atunci a luat voluntari. Mulți i-a băgat tineri, zici din la noi care a plecat voluntari la nemți. A trecut voluntari, că aici la noi și așa, era război, era vai de lume, doamne. Acolo, ce să fie? Când era... Ne-a ținut când ne-a ținut, până un moment dat, eu dacă am fost de meseria asta măcelari, vă spun sincer, 5 cai, știu precis, 5 cai care i-am tăiat, ne-a ducea cai de ea nimțești cu coada de o palmă și cu copite. Dar mor de slad, după poziția lor de armatică, mergea ce mergea cu și îl băga la noi în lagăr acolo. Păi și ce făceați cu cai? I-am tăiat, mâncăm. I-ați mâncat? I-am mâncat, da. Eu cu aia m-am alimentat și eu decât cu ficații de la ei, că pitulam și eu de ailanț, că îmi da în cap ailanț mie. Căci de-n parte își face. Păi băgam ficatul pe burtă legat cu curea la cințare, cu ala. Că îl pârjoleam, ce făceam una alta, ca să scăp și eu, a suflet. Eu nu fumam, Eu n-am fost căsătorit, când m-am dus pe frunt și când am fost militar, n-am fost căsătorit, nu duceam grijă de nimic, absolut. Dar cum ați scăpat din lagăr? Acum, în lagăr acolo, ne-a păzit nemții, până când a venit rușii. Uh-huh. Când a venit rușii ne-a scos din lagăr de acolo. Da. La un moment dat, la poartă, de bă la domn acasă, așa ziceai, că se zicem la muiere acasă. De bai la domn acasă, ei, pe limba lor. Porțile deschise și fiecare ieșea din lagăr care mă avea zile, care nu se legă înainte așa cu... Se legă cât un câine mor de foame pentru... Așa se legă. De acolo, cu așa, am avut pe unul iar așa, George Ștefan, Dumnezeu să-l ierte că am venit cu el, da, el a murit. Și el, ce a făcut? Mă, fănică, uite ce se va. Rușii ne da mâncare, bui în căzan, cu cartofi, mâncare numai care, ce așa, băi. Nu. Dar nu te bucura tu la mâncare, că ăștia sunt oți. Rușii ne lua, se desupă în lor, adunam ostașii lor morți, fiarele, le tot așa le făceam, când mergi pe marginea drumului, la el acolo, făceai lanț. Dar eu l-am luat pe ăla, unul era unul, doi, nu s-a agățat de ei. Dar unde era 3-4 iși, îi lua de baie la cușile, una alta, că de mâncare, una alta. Dar te punea la muncă, te muncea și tot te mai ținea. Și de acolo venind, a plecat pe picioare din lagăr, de acolo când am făcut pasul ăsta, am venit 3 luni și jumătate până în Timișoara. Până în Timișoara, în gară în Timișoara. Și ce ați mâncat pe drum? Sau erați cu rușii? Doamne, ce-a putut Dumnezeu că eu... Dacă vă spun, plânge inima mine, că pe mine nu mă crede nimeni și dacă le spun, să râd de mine. Și s-a râs. Eu, gunoaie care era acum, să găsesc cârpe una alta, atunci era hârtie, era câte și mă... Puneam și noi pe bălăgare, unde găseam și noi bălăgare, ne culcam ca, mă rog, ca câinii care sunt lăsați de Dumnezeu prin sat. Mă culcam pe ele. Era mai cald sau de ce? Vară, venise vară. Venise. A, era vară? Păi și de ce vă culcați pe gâbălegar, că nu înțeleg? Păi, Doamne, dacă vei toată ziua plin de apă, nemâncare, nimic, nu-ți da nimeni mâncare, nimic. Acum, eu nu zic că ungurii, când am venit în coacea, ne mai duceam pe o gorge și nu ne ținea, nu ne ținea sărace. Dar nici noi nu jumuleam cartofii și cartofii atâta răsărise și jumuleam și noi la 2-3 palme jumulam câte un cartof și fierbeam și noi că tot așa era chibicile în buzunar cu gamela. Gamela o țineai de șold. Ce să făceați fac? Focul așa pe drum și fierbeați cartofi? Da, pe marginea drumului. Gata, terminat. Și seara, o găseai, o nu găseai, o ștergi cuși de cartof, care era cuși de cartof lăpădat de ei la gunoaie,
le ștergeam și mâncam. Nu știi nimeni ăsta. Dacă îi spui pialea peste lală și se râde. Dar să se râde Dumnezeu de ei, că eu nu m-am râs de nimeni. Eu nu m-am râs nici de un copil mic. Eu am înțeles al mai mic copil că e copil. Când l-am luat la Socoteală și eu am fost copil și eu am fost. Și băiat de prăbălie la măcelărie am fost și acolo. M-a luat și când acolo m-a băgat la abator și am... Fine, ce mai sta de bun? Ca să mă hrănesc eu viața. Ne-am continuat periplul nostru prin Comuna Bărbătești să cunoaștem poveștile vechi ale localității și ne aflăm acum chiar pe granița între satele Petrești și Musculești cu domnul Ion Afrim, turc de origine, pentru că aici, dragi telespectatori, au trăit mult timp turcii. Da. Și unii dintre ei au rămas aici pentru că le-au plăcut româncele noastre. Bună ziua, domnule Afrim! Să română! Bine v-am găsit! Aș vrea să ne povestiți că am înțeles că dumneavoastră cunoașteți poveștile vechi, istoria, v-a plăcut să citiți foarte mult istorica acestui sat. Da. Poveștea turcilor care au venit aici și au învățat pe român să țese în păr de capră și toate celelalte. Când ne vălea turcii în satele noastre pe aici. Adică ai dumneavoastră. Când năvălea turcii pe aici, oamenii s-au retras după la strada principală și s-au mutat pe dealuri, pe voi, că era mai greu de găsit. Și când au și rămas o parte din turci. Unul este strămoșul dumneavoastră. Știți care e turcul de v-a fost strămoș și a rămas aici? Îl cunoașteți? Adică, mă rog, vă cunoașteți arborile genealogic? Cum se numea? Cum a ajuns aici? Nu-l cunosc eu, dar băiatul meu a găsit în cărți despre originea numelui Afrim, de unde vine și ne tragem din neam de turci. Adică strămoșul, poate am zis urmașul. Strămoșul dumneavoastră care a venit aici din... În vremea aia a rămas, probabil, s-a căsătorit cu o româncă, nu? Probabil a rămas pe aici și a făcut copii și s-au mulțit și a ajuns și la Ion Afrim, la mine. Cam a câta generație sunteți? N-aș putea să știu. Pentru de-abia cunosc 6 generații ale neamului meu. Da? Eu. Cunosc numai 6 generații de ale neamului meu. În schimb, cred că cu mult mai înainte. S-a întâmplat asta categoric. 10-15 generații, să zicem, că ar fi fost de când au rămas. Probabil un turc pe aici și din originea noastră vine de la el. Sau mai mult. Și de generațiile mai recente ale familiei dumneavoastră și ale satelor de aici din zonă, ce ne povestiți? Cum erau obiceiurile? Cum se trăia? De ce se țesea în păr de capră? N-am întâlnit niciun de treaba asta. Au fost la noi aici, în Petrești, pe Valea Deaconeștilor, oameni și în Petrești, la deal, pe la frumușei ăia care... Vorbiri de Torel Frumușelu, dumneavoastră, de învățătorul ăla, și părinții lui torceau părul de capră și îl prelucrau și îl făceau trești. Și pe timpul ăla, țiganii ăia nomași care venea cu căldări și făcea cazane și nu știu ce, nu avea corturi făcute din păr de capră acoperite, că nu trecea apa prin el. Era mari, țăsute de oamenii aia din Petrești și pe Valea Deaconeștilor a fost și unul, Constantin Calotă, care a venit de la Sibiu și a cumpărat toate instrumentele de torsul părului de capră. Și l-au dus la muzeu și acolo. Și l-a dus la muzeul Sibiu și este acolo la muzeul Sibiu. Din păcate, la muzeul nostru al Gorjului nu există și nici la muzeul dumneavoastră din sat, niciun instrument de la Târgu Jiu nu este. Război de țesut. Dar dumneavoastră ați văzut cum se țesea în război părul de capră? Că am înțeles că e o tehnică specială, nu e un război obișnuit. Îl prelucra părul, îl bătea așa cu niște sfori, punea jos părul și l-alegea și după aia îl băga într-un burduf de piele și mergea
cu o roată așa și cu niște spori și torcea cu mâna, trăgea de aici din burduful ăla și făcea firele. Dar ei mai și vopseau părul. Nu l-alegeau că e albastru, că e roșu de la capră sau negru, îl mai vopseau ei. Ce-l vopseau? Cred că punea și acid sulfuric, nu știu ce vopse le punea, dar punea și acid sulfuric. Pentru că nu se decolora. Și se vindea 300 de ele pe la oraș, toate cu coanele pe timpul ăla, avea 30 din păr de capră. Mi-amintesc când eu eram elevă la școală, găseai în magazinele de artizanat aceste trești de capră, care am înțeles că s-au făcut într-un timp, erau oameni aici, de aici, angajați ai artei casnice Tizmana, după câte mi-amintesc eu. Tizmana s-a făcut prosoape de alea țăsute în război, dar nu din păr de capră, nu. Și nu au aparținut părul de capră de Tizmana niciodată. Am înțeles că aveau cei de la Tizmana, veneau aici, angajau oameni și care lucrau acasă, lucrau acasă. Trești din păr de capră. Pentru că eu le găseam aceste trești în magazinul de artizanat al lui Arta Casnică Tizmana. Și am aflat aici că se făceau chiar aici, la familiile sunteți de aici. Sunteți aproape de Tizmana? Nu, în Târgu Jiu. În Târgu Jiu, da. Eu știu că femei de la noi de aici s-a angajat și s-a prosoape de aia cu roșu, cu alesă frumos și le vindea și se dădea și la naș, la, când era nașul, punea de gât. Când se era mai dau și acum. Se mai dau și acum, dar sunt, că în Tizmana se mai lucrează și acum. Da, din păr de capră nu. Nu, din păr de capră nu se mai lucrează deloc, deloc. Nu se mai lucrează părul de capră. Mai există în comuna asta? Nu mai există niciun război? Nu mai e nimeni care să mai lucreze. Nimeni. De exemplu... Nici măcar vreunul printr-un pod aruncat. Profesorul ăla care a fost dumneavoastră la el frumușelul, tatăl lui lucra și părul de capră și îl țăsa și făcea trești și se ducea și le vindea. Tatăl lui. El... Nu știu dacă mai e vreun război pe aici, pe la cineva, că vă spusei, unul l-a luat la Sibiu. A venit și l-a luat la Sibiu și l-are la muzeul satului în Sibiu, acolo. Adică dacă vrem să ne cunoaștem istoria acestui meșteșug, trebuie să mergem până la Sibiu. S-a dus și de aici a venit Sibiu și a luat la muzeul satului și case. Da? Așa cum erau făcute din lemn, le-a desfăcut aceea la unul Blejean Aristică, doamna, la Blejean Aristică, un unchi de-al lui, fratele lui tată, s-a dat casa acolo la muzeu. A desfăcut-o și a luat-o așa și a încheiat-o acolo, cum se încheia camerele, așa frumos. Așa cum a fost, așa a dus-o la muzeul satului. Acolo e și părul de războiul de țăsut. Păr de capră, în casa aia, muzeul, acolo e. A, acolo e. Acolo e, în la Sibiu. La da, muzeu. Da. Și nu știu dacă mai e pe la cineva un război de țăsut. Nu mai sunt oameni. Că aveam, torel ăsta frumușelul nu țăsa, nu era... S-a dus la școli înalte. Dar așa, alte obiceiuri, știu eu, alte meșteșuguri în afară de țăsutul ăsta al părului de capră, cam ce se mai... păstrează sau ce vă amintiți că poate de păstra se păstrează puține. Era hora satului cândva? Cum era pe aici? Era, se făcea horă în fiecare duminică. Da? La, în fața bibliotecii, în fața bisericii acolo, da, se făcea horă. Și când era sărbătorile de iarnă la anul nou sau de Crăciun, se făcea horă și stătea și noaptea acolo. Stătea mamele lângă fete, nu ca acum. Stătea mama lângă fată, că dacă fata întârzia când scăpăta soarele, mama să era cu ciumagul la ea acolo. Da. Așa își păstrau ele cinstea, da, fetele. Da. Și mamele avea grijă de ele. Acum toată lumea este stăpână pe ei. Fac ce vrea. Câinele, da. Mai e... pești aici, mai. Cum v-am spus, când era înălțarea se făcea
Parastas în fața bisericii aceea, până la școală, la Ogaș, acolo unde este drum. Așa era lume multă, cu mâncare, cu colaci. Și nu se mai face parastas, că alte comune se face. Nu se mai face nimic. La noi nu se mai face nici horă de la Revoluție încoace. Nici o horă. Hramul bisericii, care e la Duminica Domnului, nu se face nicio horă. Se făcea aceea câte 5-6 hori, că era suprafață mare, jucau oameni bătrâni, nu așa, venea tiribombe și se învârtea oamenii și da, se urca oameni. Nu aveți nicio trupă de lăutari pe aici, care sau nu mai plătește lumea, nu mai cântă lăutarii, nu? Lăutarii venea de la Cărbunești. Da. Acolo e... Pițigoi, cine era acolo? Bebe Pițigoi, a murit ultimul lăutar din Pițigoi, din familia lor. Anul ăsta a murit, Bebe. Să știți dumneavoastră că lăutarii nu mai de acolo. Mai sunt și în Bărbătești. Gângul ăla care e consilier cântă. Un nepot sau fiu al lui cu Costică Lătărețu. Dodu. Dodu, da. Cu ăla. Și ăștia mai cântă. Ăsta care mai sunt, care mai cântă pe așa. Înainte mai era. Am și o curiozitate. Da. Când se făcea hora satului, cine plătea lăutarii? Când se făcea hora satului, venea lăutarii neplătiți de nimeni. Și dacă Ion Afrin vrea să joace o horă, îi plăteam lăutarului. Și depinde... Deci cine juca înainte plătea hora. Așa era, nu? Așa era. Nu era cu dansuri, să facă dansuri ca să... Sau dacă cineva vroia să facă dansuri, plătea toți 10 minute și dansa. Dar dacă, spuse eu, dacă Ion Afrin vrea să facă o horă, îi plăteam lăutarului. Și de lăutarul de lua da, nu mai vin lăutarii, practic. Asta e singura problemă. Lăutarii nu noștri mai, acum nu mai nimeni. Păi de acolo, în fața la biserică, ar putea să vină, să zică, bă, gata, facem horă. Nu i-a lăsat primarii care a fost pe timpul. Nu i-a lăsat primarii să mai facă hori. În schimb, așa era obiceiul. Acum se face nunț rar de tot la Căminul Cultural. Atât la Bărbătești, în fața primării. Foarte rar. Mai vin copiii cu capra, cu... Mai vin. Pe aici, pe mai vin. Uliță. Mai vin cu capra, cu steaua la Crăciun, cu căprița, cum zice, cu plugușorul. Mai vin din ăștia de-ai tineri copii. Da, mai e vreun obicei specific zonei aici? Adică, eu știu, ceva care nu se face în altă parte. Vicleiul, de exemplu, există la noastră? A dispărut și ala. Dar ce este vicleiul? Spuneți-mi și mie. Este ca o căsuță, așa, ca o biserică făcut el de specialiști, aprinde lumânări acolo și cântă mai mult ca la biserică, cam în felul ăsta. 5 oameni umblă cu el, dar cum a și dispărut și alea. Este, cum să spun eu, un obiect așa cam de la pământ așa până aici și nu mare, dar cu, ca la biserică, cu... Cum e... Da, da. Și da, și cu geamuri împodobit, cu diferite culori, acolo cu hârtie de asta frumoasă făcut. Dar nu a mai venit nici ala de mult rău. Cam de când, așa? Mi-aduc aminte că... E cineva care are acasă această căsuță? Noastră aveți cumva prin pod? N-am nimic, eu n-am făcut, nu. A fost odată Alexandru Pistol, ăla de pe lângă Tiberaș, peste stradă de Tiberaș. Ăla se ducea și ăla cânta, juca păpușile la viclei. Ha, păpușile. Aha. Dar care era treaba cu păpușile? Erau, reprezentau, știu eu, personaje niște, mitice, nu, păpușile nu, astea, nu, pentru ce? Obiceiul vechi, nu știu eu. De ce? Le pupa, le gelea. Un fel de teatru de păpuși? Cam un felul ăla. Dar a venit și la băiatul meu, Sandu ăla, cu mai mulți prieteni de-ai lui, la copilul meu aici, odată cu vicleiul. Sau de 2 ori a venit. Ei, când vine aici, cântă ce cântă, îi dă oamenii de băut, le dă și bani.
le dă și bani și după aia pleacă la altul. Și tot așa se pierd pe drum. Mai un pahar de vin? Se pierd pe drum, da. Dar vicleiul când e obiceiul ăsta? Când se... Păi în seara de Crăciun cu stelele, când se duce și cu steaua. Când se naște Hristos. Cu steaua și cu vicleiul atunci se duce. Iar până în anul nou urmează căprița și prin tren am văzut. Da, aici în sat? Și vine și... Cum? În ziua de ajun. Da, atunci se dă colindeț. Că se dă în ziua de ajun colindeț. E un obicei, colaci. Așa. Să fac niște colaci și toată lumea vine și începe de acolo și de aici și o ia încolo, în jos, spre Mangu, spre profesorul Mangu. Până acolo se duc. Să vine cu colindeț și fiecare om iese cu coșul cu colaci aici și de la fiecare copil, femeie, om, ce este. Deci toată lumea ia, toată lumea dă, cum ar veni. Da. Adică toată lumea că pleacă în colindat. Și oamenii ăia care vin pe aici au și ei la poartă. Pe cineva care cineva dă cineva la care toată lumea. E un obicei frumos, nouă ne place. Și alții pun și băutură și dă și băutură. Da, e și un, știu eu, un ritual, niște versuri, un cântec, ceva sau nu? Se strigă ceva? Zice, bună dimineața, Moș Ajun. Cine n-are colindete, moare pisica la unghiete, nu știu ce, așa spune. Așa, strigă tot. Dar mai strigă și prostii, unele persoane care sunt mai îndrăznețe așa. Un fel de blestem așa, dacă nu dai la colindători, să se întâmple ceva rău, nu? Toată lumea dă și asta se obișnuiește de când știu eu, de când eram copil mic și până acum tot să persistă să se dea. Sorcova? Mai există? Și sorcove. Vin copiii de ăștia de-ai mici. Vin cu sorcova. Când? În ce zi? De anul nou. Numai în ziua de anul. 1 ianuarie, adică, nu? Da, 1 ianuarie. În ziua de anul nou vin, în ziua de Sfântul Vasilie. Atunci vine cu sorcova. Copiii de ăștia de-ai mici. Așa. Iar cu plugușorul tot în ziua de anul nou vin. Da, mai mari. Copii mai mari. Și dar mai fac plugul ăla, îl confecționează? Da, și cu căprița face ei căprițe de aia și vine din casă în casă vine. Îi dau oamenii și bani și nuci, mere, ce au ei. Așa e obiceiul. Dar acum, după câte observ eu, nu mai prea vin. Vedem noi de acum încolo. Cel mai bine ne putem imagina trecutul Bărbăteștiului vizitând muzeul amenajat într-o fostă școală, unde găsim obiecte de la secolul II înaintea erei noastre, ce au fost descoperite la așezarea dacică din satul Socu, până la pătura din păr de capră și altele din vremuri recente, ce au fost strânse și așezate cu drag de comunitate în amintirea strămoșilor.